prorocii din astea, că azi vine sfârșitul lumii, poi mâine iar vine sfârșitul lumii, răspoi mâine iar vine Antichristul. Antichrist există. Tot cel ce judecă numele lui Dumnezeu, Antichrist este. Tot cel ce se pune împotriva lui Dumnezeu, Antichrist este. Tot cel ce nu face voia lui Dumnezeu, Antichrist este. Tot cel ce se pune împotriva voinței Scripturii, Antichrist este. Tot cel ce se pune împotriva învățăturii creștine, Antichrist este. Iar Averche Taușev, marele episcop rus, spune clar, Antichrist este număr de om sau nume de om. Și de-a lungul istoriei, mari trăitori și mari pusnici care au trăit, i-au tot asemănat. Cu Nero, cu Dioclețian, cu Maximilian, să spunem, cu Stalin, cu Lenin, cu Ceaușescu, cu toți nenorociții ăștia săraci care au venit și au, cu Hitler, toți care au prigonit lumea asta și au nenorocit-o cu războaie și cu toate durerile și suferințele. Dar, în momentul când vorbim de Antichristul propriu-zis, că unde îl întâlnim noi prima dată pe Antichrist? Nu vă vine ideea. În Sfânta Scriptură. Când Iisus stătea pe muntele Carantania, a venit diavolul la el să-l ispitească. Mie să te închin, nu lui Dumnezeu, că eu îți dau toată averea asta. Pleacă nebunule, înapoi a mea satană, la Domnul Dumnezeu să te închin și lui să-i slujești. Aruncă-te că trebuie să te poarte Dumnezeu. Nu-i ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Fă pâine aici din pietre, ce stai ca prostul flămând. Omul nu trăiește numai cu pâine și cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Ăla e Antichristul. Deci de acolo începe el. Din prima zi a activității mesianice a lui Iisus Hristos. De când Hristos a fost botezat și a ieșit în lume și a fost arătat lumii, iată Mielul Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, Antichrist este prezent în lume. Și Antichrist poate fi eu, el, el, oricine se pune de-a curmezișul voiei lui Dumnezeu, primește titulatura de Antichrist. Noi ne mai spunem uneori păcătoși, din ce motiv? Pentru că ne spovedim și dorim taina pocăinței. Antichristul, într-adevăr, nu-și dorește taina pocăinței. Deci el este total contrar voiei lui Dumnezeu. Și în momentul când vrem să inventăm, sau nu știu cum să spun, că cineva m-a acuzat odată și a spus, vai, dar nu credeți în minunile Sfinților? Ba da, respect toți Sfinții, spune așa dogma ortodoxă. Dacă un singur Sfânt nu ești în comuniune cu El în Biserica Slavei lui Hristos, ești în război cu toată Biserica. De aia și există Duminica tuturor Sfinților, ca să nu rămână vreunul necinstit. Dar în momentul în care Sfânta Scriptură, care e legea și cuvântul lui Dumnezeu, o pui în balanță cu o prorocie spusă de un om pământesc, tu intri cu Dumnezeu în vibrație. Ce faci? Cuvântul meu este cuvânt, cum spune, cuvintele Domnului sunt cuvinte cu foc lămurite, așa spune Psaltirea. Și ce spune acolo? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate. Deci ce scrie în Scriptură, obligatoriu trebuie să împlinească, iar ce scrie, ce spune un om, nu e obligatoriu să împlinească. Vă dau o pildă. Un tată are un copil și e mai obraznic și îi spune așa, tot te prinde odată și îți trag o bătută să mă ții minte. Copilul trăiește cu acea prorocie în minte că într-o zi s-ar putea să o ia peste capace, știți, peste cap. Și începe să fie atent, bă, dacă mi-a spus tata, mi-a promis-o. Și el se îndreaptă, devine cu minte. Băi, decât să-l supăr sau să iau bătaie, mai bine ai să nu fac lucru cu tare. Aia e o prorocie lăturalnică, că ea poate să nu se împlinească niciodată. Într-o zi, tatu, să zic că îmi pare bine că te-ai schimbat, uite, te-am iertat, nu mai am nimic cu tine. Așa e și cu prorociile Sfinților. Ele sunt trimise să ne aducem aminte că Dumnezeu ne poate cerceta sau pedepsi, dar nu sunt obligatorii să se împlinească. Nu fac parte din marile prorocii scripturistice ale învățăturii Sfintei Scripturi, care au fost mesianice, biblice și matematice. Mesianice că vorbesc de Hristos, biblice că trebuie să împlinească și o să mă întrebați ceea ce e o prorocie biblică. Vă spun acum. Stătea Mântuitorul în grădina Ghețimanii, privea strălucirea slavei Ierusalimului și apostolii au zis, Doamne, și cetatea asta, oamenii nu te înțeleg și nu te ascultă. Și Hristos spune o prorocie biblică. Adevărat, adevărat vă zic vouă, am vrut să adun pe fiii voștri cum adună cloșca puie. Dar Ierusalime, Ierusalime, piatră din piatră pe tine nu va rămânea.
Lucrul ăsta îl spune Hristos prin anul 30 și 1 și 2 și 3, înainte de patimă, și el se împlinește după 40 de ani, când Titus Vespasian are Ierusalimul, șterge orice urmă de evreu din Ierusalim, dărâmă templu, distruge tot, tot, tot și presară sare. Iar cei care s-au retras îi caută și așteaptă și asediază tocmai la Masada, unde ei au acolo un mare sediu sacru, cum avea noi mausoleul de la Mărășești, sau, să spunem, monumentul eroului căzut de la Carei, sau cum se cheamă, ostașul necunoscut din București. Și ce au făcut romanii? Fiind doi munți înalți, chiar au un fel de, cum ar fi Cetatea Neamțului, între două râpi, a avut răbdare armata romană să care cu pătulul, cu patașca pământ, să umple golul dintre cei doi munți, să ajungă sus în cetate. Atât de mult au asediat cetatea, fără mâncare, fără apă, fără nimic. Și marea dezamăgire știți care a fost, ca să vedeți până unde a mers bărbăția unui popor orgolios și ambițios și căpos. Unii au murit de foame, nu sunt scrise toate. Nu sunt scrise că sunt cutremurătoare. Unii s-au mâncat unii pe alții să nu moară de foame, deci pur și simplu au tăiat bucăți din cei morți și i-au mâncat, că pereau de foame. Deci cam asta e lupta cu viața. Unii s-au sinucis și când au ajuns acolo, deci după ce au asediat o cetate atâtea luni și ani, au găsit acolo 9 viețuitori. Deci o mare dezamăgire. Dar atât de mare a fost orgoliul unui popor să reziste în fața invaziei romane, pentru că pentru ei era cea mai mare apăsare sufletească că împărăția lui Solomon, regatul lui David, stătea sub Imperiul Roman și trebuia să dea dajde și să dea plată și să dea tribut, sau cum se cheamă, impozit, pentru că stăteau în țara lor. Și de aceea ei au rămas dezamăgiți foarte mult de Hristos. Când a văzut că El hrănește oamenii din pustie, că El poate da pâine, că El poate vindeca bolnavi, că El poate face orbii să vadă, ce a zis, bă, ăsta dacă face un semn, toți romanii mor și țara noastră e liberă. Și îl doreau un fel de împărat care să elibereze de împărăția romană. Dar Hristos i-a dezamăgit total. Bă, eu n-am nici să mă bat cu voi cu furca. Împărăția mea nu e din lumea aceasta. Eu am venit să vă dau vouă împărăție veșnică. Și ce spune, repet din nou, din grădina Ghețimanii? Eu un singur semn, dacă aș face 12 legiuni de îngeri, ar șterge tot într-o clipă. Aici nu se face război cu parul. Dar Hristos s-a coborât la nivelul înțelegerii umanității și a primit acele cuie sănătoase în mâini, a primit acele bice pe spate, a primit acea cunună, acea hlamidă, acea o fiere și oțet și scârbă și durere și rane, cum spune psalmistul, împuțitul sau ranele mele. Adică era tot tumefiat, tot chinuit, era supus unei septicemii generale, dacă stăm să luăm așa într-un cuvânt tehnic de astăzi. Și totuși i-a iertat, i-a binecuvântat și le-a dărit viață veșnică, călcând cu moartea pe moarte. Ei, Sfântul Erar Spiridon a trăit din plin această taină a creștinismului, de aceea și a rămas mare. Și la ora actuală, minunea pe care o mai face an de an și clipă de clipă, este aceea că în fiecare an trebuie să îi se schimbe încălțămintea, pentru că pe încălțămintea lui găsim tot timpul iarbă, pământ, urme, cum Sfântul pleacă din raclă și rezolvă problemele celor necăjiți, și apoi se întoarce și papucii se tocesc. Foarte interesantă, foarte minunată. Am ajuns odată acolo la Corfu și m-am închinat. Este extraordinar de frumos. Dar dacă ai credință, poate veni și Sfântul pe la tine să te cerceteze, dar ne trebuie inimă smerită, înfrântă, blândă și bună. Că El este și doctor, și tămăduitor, și ajutător, și vindecător, și binefăcător, și apărător al dreptei credințe, ca și Sfântul Ierarh Nicolae. De-aia m-am gândit eu în seara asta, pentru că El nu pică totdeauna, ori duminica, ori într-o zi de sărbătoare din asta cu cruce roșie, când poți să vorbești pândelete de Sfântul Spiridon. Și atunci m-am gândit că e bine să aveți câteva idei despre acest mare și minunat Sfânt, care este la fel de popular și
la fel de cunoscut cum e pentru noi Sfântul Gheorghe, cum e pentru noi Sfântul Nicolae, cum e pentru noi Sfântul Vasile. Deci el este foarte popular. Sunt și oameni care poartă foarte mult numele. Am și eu câțiva ucenici de ăștia din generația tânără, generația 2000, cum se spune, 2018-2010, care se numesc Spiridon, adică în cinste acestui mare sfânt, căreia dacă îi faceți acatist, împliniți trei lucruri. Examene la școală, băieții au succes bun la căsătorie, fetele trebuie să-l facă pe Sfântul Nicolae și cel mai important și mai mult lucru, te scoate din orice fel de primejdii, pentru că este mare făcător de minuni. Eu v-aș putea mai povesti, că mai știu vă 10 minuni, dar nu vreau să vă doară picioarele. Și atunci închei prin a felicita un mulți ani frumos, dacă există vreun Spiridon printre noi. Vă rog să-i citiți cu foarte mare evlavie acatistul și o să vedeți cât e de frumos că e aproape toată viața Sfântului trecută în acatist. Și mai mult decât atât, să rămâneți cu acel duh de credință și căldură, că El este Cel care nu numai apărător soborului celui întâi de la Nicea, este apărător credinței și prin faptul că este un model absolut de ierarh de săvârșit.